Mănăstirea Hadâmpă se pregătește de o nouă sărbătoare. Hramul Catedralei Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie 2022. Alături de noi se află Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmpă, pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre acest frumos edificiu. Știm cu toții că am venit aici, am început viața în Mănăstirea Hadâmpă. Deci era doar un singur altar, monumentul istoric, unde am prăznit de mila lui Dumnezeu hramul nașterii Maicii Domnului. Apoi Biserica Nouă, Acoperământul Maicii Domnului, Paraclisul Bisericii Noi, care este hramul Sfinților, cei doi mai sfinți, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Nicodim cel Sfințit la Tismana, Altarul de Vară, Izvorul Tămăduirii și Înălțarea Sfintei Cruci, unde de altfel nu de mult am cinstit și sărbătorit și parcurs drumul cruce. Iată, 5 hramuri are acest sfânt așezământ monahal. Curtea mică a monumentului istoric a devenit neîncăpătoare, venind foarte mulți pelerini, foarte mulți credincioși, trebuia să facem încă o biserică, să fie mai încăpătoare, să putem sluji și să vină toți pelerinii credincioși în biserică. De aceea am făcut încă o nouă biserică, iar afară slujim doar la hramuri. Și bine ați observat că aproape că nici la hramuri nu este destul de încăpătoare, deși avem și biserică nouă, o gradă destul de mare de mila lui Dumnezeu, așa rândi Dumnezeu să se ridice încă o frumoasă biserică unde tot Maica Domnului este sub protecția Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului. Biserica Nouă a început să fie construită în 1997-21 mai, sfințirea locului, cum ar fi de către înalt preasfințitul Calinic, fiind de atunci pe vremea aceea episcop vicar al Iașilor, în 2000 finalizată la roșu, zidită și acoperită, timp de 2 ani de zile a durat pregătirea peretelui pentru frescă. În 2004 a început pictarea bisericii și a durat până în vara anului 2008. În 2008, pe 8 septembrie, a fost sfințită noua biserică de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, împreună cu un sobor de ierarhi. Acest edificiu a fost vizitat înainte de plecarea la București a Preafericitului Părinte Daniel de către Preafericirea sa. Care a fost impresia Preafericirii sale atunci când a vizitat acest locaș de închinăciune, care s-a zidit într-un timp scurt, dar cu multă, foarte, foarte multă jertfă? Pentru noi a fost o mare binecuvântare, atât pentru oștea Sfintei noastre mănăstiri, cât și pentru toți credincioșii care au fost prezenți la vizita Preafericitului, fiindcă chiar după ce l-a înscaunat ca patriarh al României, al Bisericii Ortodoxe, a vizitat pentru prima dată ca patriarh Sfântul Hadâmpu. Preafericitul în cuvânt a spus că a avut un scop să vadă locul de cazare pentru toți pelerinii care apar la sărbătoarea Sfintei Preacuvioase Maicii Noastre Parascheva. Am fost foarte încântați cu toții de prezența Preafericitului și normal că a rămas în istoria locului vizita patriarhului nostru atunci, pe vremea aceea. În ceea ce privește sărbătoarea hramului, este al 4-lea an consecutiv când binecuvântarea Părintelui Mitropolit Teofan va sluji Sfânta Liturghie Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți. Spuneți-ne care va fi programul liturgic dedicat acestui hram. Bine, dați-mi voie să mulțumesc pe această cale pentru această binecuvântare, prezența ierarhului la orice hram, la toate evenimentele Sfintei noastre mănăstiri, în primul rând în alt preasfințitul Părinte Mitropolitul nostru Teofan, pentru că a binecuvântat și binecuvintează de fiecare dată prezența ierarhului. Și, în ultimul rând, preasfințitul Părinte Antonie de Bălți, care vine să spun cu mult drag în locul acesta și va fi prezent și data aceasta pentru a patra oară, să spun, la hramul Acoperământului Maicii Domnului. Programul liturgic seara, în ajunul
sărbătorii la ora 18 litia, priveghere cu litie, la ora 19:30 taina Sfântului Maslu, în miezul nopții după rânduiala Sfintei noastre Mănăstiri Utrenia, iar în ziua prăznirii a acoperimântul Maicii Domnului, 8:45, primirea ierarhului. Ora 9, Sfânta Dumnezească Liturghie, apoi urmând agapa pentru toți pelerinii care vor fi prezenți la hramul acoperământul Maicii Domnului. Bine, acum bine am spus catedrală, fiindcă așa numitul prea fericitul când amint pentru prima dată în vizită pe ce a fost ales ca patriarh. Și este o frumoasă catedrală, ca așa rândi Maica Domnului să fie frumoasă. Deși este foarte mare, a devenit și această biserică frumoasă, neîncăpătoare, această catedrală. De aceea noi slujim pe timp de vară afară, iar pe timp de iarnă vine paraclisul de iarnă. Păi, credincioșii, pelerinii știind ce a fost în trecut, o ruină doar, o ruină arăta ca după război acest edificiu, acest monument istoric, care încă mai suferă, dacă ne uităm bine, la zidurile mănăstirii vechi, monumentul istoric, dar auzim acest cuvânt ca colț de rai, un colț de rai, iar pelerinii maramureșenii din Borșa, care urcă deseori la toate hramurile, atusul moldovenesc, așa aud eu credincioșii mai tot timpul care rostesc aceste cuvinte, credincioșii se îndreaptă mai tot timpul spre monumentul istoric, întrebând prima dată unde se află icoana făcătoare de minuni și biserica veche. Să știți că mai tot timpul întâi întreabă de monumentul istoric. Vedeți că a rămas, a fost o frumoasă așezare, s-a ridicat, să spun, din 90 până acum, 33 de ani, cu darul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a credincioșilor care sunt podoba bisericii. Închipiți-vă că nu ușor a fost cei 33 de ani aproape de muncă, în dealul mare, unde am găsit doar o ruină și milostivul Dumnezeu, Maica Domnului, a lucrat atât de frumos prin oameni cu suflet nobil, care m-au ajutat să realizez și să ridic ansamblul acesta frumos și binecuvântat de Maica Domnului. Altfel, Maica Domnului este stăpâna locului, stareța locului, cum am mai spus-o deseori. Și iată acum a devenit o frumoasă sihăstrie din Moldova, să spun așa. Să adresați o invitație atât credincioșilor, cât și preoților care obișnuiesc să vină în număr mare la acest hram. Bine, eu îl mai numesc hramul preoților din parohiile vecine. Sunt foarte mulți preoți care așteaptă invitația mea, vin din Evlavie către Maica Domnului și sărbătoarea aceasta îi mulțumim Sfântului Sinod, Preafericit Părinte Patriarh, că s-a pus cu cruce roșie și sunt foarte mulți slujitori, preoți din parohii care vor fi prezenți la acest hram. Să spun credincioși pelerini, mai puțin ca la hramul 8 septembrie, adormirea Maicii Domnului sau drumul crucii, dar vin și de data aceasta văd că s-au obișnuit cu acest hram, fiind și sărbătoare cu cruce roșie. Ce invita să le spun? Ei având evlavie la Maica Domnului, în primul rând vin pentru Maica Domnului, mai vin și pentru că se fac slujbe de miezul nopții. Sunt foarte mulți, să știți că vreau să vă reamintesc, din Iași care vin noaptea la utrenia de noapte. Și de aceea vin credincioși în număr mare de fiecare dată, urcând dealul mare al Sfintei noastre mănăstiri.